Ca în fiecare săptămână, Poliția Locală a municipiului Roman a desfășurat sute de acțiuni planificate în vederea asigurării liniștii și ordinii publice pe raza municipiului Roman. Ne bucurăm că nu am avut probleme deosebite, probleme care țin de rutină, avem programele săptămânale și rapoartele care ne s-au înaintat, tocmai pentru că nu sunt probleme speciale. N-am să intru în detaliile acestor rapoarte. Avem și raportul lunii iunie, când angajații Poliției Locale au participat la un număr de 234 de misiuni planificate, atât pedestre cât și auto, cu supravegherea principalelor obiective din municipiul Roman, a unităților școlare, a unităților sanitare, a zonelor sesizate de cetățeni cu anumite probleme pe anumite tipuri de contraveniențe sau infracțiuni, cum ar fi zona Antompan, Bogdan Dragoș, Mirodav, Aliatul Vladimirescu, zona Danubiana, Gară, zona Fabricii, Mihai Viteazu, Bulevardul Republicii, cartier Nicolae Bălcescu. Polițiștii locali au acționat și în alte zone ale municipiului în vederea asigurării liniștii și ordinii publice. Cartier Pietru Rareș, Piața Centrală, Piața Smirodavă, inclusiv cu combaterea unor activități, cum ar fi pirateria în zona Piața Centrală, Tic-Tac, sau combaterea comerțului ambulant, în special în zona Gang Pietonar, Ștefan cel Mare, Piața Centrală. Polițiștii locali au desfășurat și misiuni comune cu o serie de colegi de-ai lor din Poliția Națională, rezolvând o multitudine de probleme care țin de respectarea liniștii și ordinii publice. Au fost aplicate și sancțiuni constând în avertismente și amenzi. Amenzi aplicate 72, în valoare totală de 14.200 de lei. Pe legi, pe hotărâri de Consiliu, funcție cum au fost ele aplicate. În cadrul dispeceratului, activitatea agenților celor 5 care au preluat plângerile scrise și sesizările telefonice au cuantificat un număr de 267 de sesizări, din care 28 scrise, 36 verbale, 203 telefonice. Din primele, să spunem așa, ca top, ca problematică, a fost tulburarea liniștii locatarilor de către alți locatari cu zgomote puternice sau muzică la volum maxim sau grupuri care se adună în părculețe sau în jurul blocurilor sau pe terenurile de sport. De regulă, sancțiunile contravenționale aplicate s-au referit la încălcări ale actelor normative în vigoare. O serie de probleme ale romașcanilor nemulțumiți de încălcarea de către unii concitadini a legislației au fost rezolvate și în urma unor sesizări făcute prin dispeceratul Poliției Locale, care a primit în ultima vreme numai puțin de 268 de sesizări scrise sau telefonice. A unor grupuri de tineri cu skateboarduri în pietonalul Ștefan cel Mare, după cum și a unor persoane fără adăpost care vorbesc urât, fac mizerie și consumă băuturi alcoolice pe stradă. Acestea ar fi pe primul loc tulburarea liniștii publice. Apoi ar veni în ordine apelarea la mila publică, altercații, conflicte, adrese de injurii, amenințări, depozitare de gunoi sau materiale rezultate din demolări pe spațiul public. Au fost sancționați părinții unor tineri care au tulburat liniștea și ordinea publică în pietonalul Ștefan cel Mare. Au mai fost sancționați cerșetorii sau rămașcanii care au depozitat materiale rezultate în urma unor construcții în zona în care există pubele doar pentru gunoiul menajer.